Se anunță, dragii mei, o primăvară intensă pentru fermieri, pentru că apar tot mai multe provocări privind obținerea unor producții satisfăcătoare. Ei trebuie să fie atenți la calitatea semințelor și a produselor de protecție a plantelor pe care le aleg, dar și la modul, bineînțeles, de aplicare a acestora. În ajutorul lor, de fiecare dată, vin specialiștii de la Corteva AgriScience, care vin cu tot felul de noutăți. Care sunt cele pentru emisiunea de astăzi? Aflăm împreună! În fiecare primăvară, compania Corteva AgriScience vine în fața fermierilor cu noi produse. Știu că lucrați destul de mult în ceea ce înseamnă partea de cercetare și inovare. Unele produse se înregistrează mai greu, altele mai ușor. Știu că de anul trecut este un produs nou, inovativ în piața de cereale și aveți și noutăți pentru porumb și floarea soarelui. Dar să o luăm pe rând. La cereale, care este produsul vedetă din această primăvară? Aș putea să spun că verben, pentru că despre el vrem să vorbim, a devenit vedetă doar la un an după utilizare și, bineînțeles, înregistrare. El a venit în dorința sau de a înlocui un produs, un fungicid extraordinar de performant și bine cunoscut, Evolus, care, din păcate, a trebuit să renunțăm la el. În schimb, verben, înlocuitorul lui Evolus, a dovedit după primul an de utilizare că ar fi unul dintre cele mai performante fungicide care există în acest moment pe piață. Deci, este un fungicid extraordinar de eficient pentru combaterea bolilor foliare, în primul rând, la toată gama de cereale. Îl recomandăm ca prim tratament, deci în T1, urmând ca în acest an să primească înregistrare și pentru fuzarium. Deci el este potrivit pentru oricare din tratamentele pe care fermierii le fac la grâu. Deci ca prim tratament, unde are ca țintă principală făinarea, deci erisife, dar poate fi aplicat și ca al doilea sau al treilea tratament. Care sunt avantajele acestui produs? Cu ce vine el nou față de alte fungicide din piață? Deci, punctul forte al fungicidului verben este prochinazid, cea mai eficientă moleculă împotriva făinării. Făinarea fiind la noi cea mai agresivă boală în primele faze de vegetație și cea mai dăunătoare din punct de vedere asupra producției. Deci, verben, unicitatea produsului verben este dată de această substanță activă prochinazid. Iar rezultatele după primul an de utilizare, ce spun fermierii? Au avut spor de producție? Au avut rezultate mai bune față de anii anteriori, unde poate s-au confruntat cu făinare? Deci, în fiecare an în țara noastră, făinarea este, cum spuneam, cel mai dăunător agent patogen, iar în momentul în care aplici verben 0,75 de litri pe hectar sau dacă, să spunem, ai o dăunare foarte virulentă, te poți merge la un litru pe hectar, e clar că acea cultură este protejată împotriva nu doar a făinării, dar și a bolilor foliare care apar mai târziu, cum este septorioza, cum este sfâșierea frunzelor și sau pătarea în ochi a bazei tulpinii și atunci cultura respectivă produce mai mult. Știu că există anumite produse care au restricții în ceea ce privește utilizarea cu alte produse sau imediat după alte produse. În ceea ce privește verbenul, cum stă treaba? Din punct de vedere a compatibilității, verben este compatibil atât cu insecticide, cât și cu, să spunem, îngrășăminte foliare sau alte produse care se aplică în primele faze de vegetație sau mai târziu la cereale. Dar ce trebuie să știe toți producătorii sau toți fermierii care cultivă cereale? Verben este un produs format din două substanțe active. Deci, cum spuneam, prochinazid, care are ca punct foarte făinarea, dar în combinație cu proteoconazol într-o formulare extraordinară care îl face, cum spuneam, un fungicid cu un spectru de combatere foarte larg. În ceea ce privește cultura porumbului, nu există dubiu că hibrizii Pioneer sunt cei care performează în majoritatea fermelor. În toate zonele din țară există hibrizi potriviți, dar știu că aveți și în partea de protecția plantelor produse noi în permanență. În ceea ce privește cultura porumbului, veniți cu noutăți în acest an? Suntem mândri să
lansăm pe piața din România chiar acum în această primăvară un nou erbicid, un erbicid foarte cunoscut de altfel, post-emergent ca și denumire comercială, era Principal Plus, dar de această dată venim cu Principal Forte. Ce are Principal Forte în plus față de Principal Plus este un safener, Isoxadifen, care nu face altceva decât să mărească fereastra de aplicare. Deci, dacă la Principal Plus puteam să-l aplicăm până la maxim 6 frunze, la Principal Forte ne putem duce fără nicio problemă până la 9 frunze. La Floarea Soarelui avem noutăți? La Floarea Soarelui de foarte mulți ani nu au mai apărut noutăți, vorbim în general. Pot să vă spun că în această primăvară, după multe sau câțiva ani de așteptare pentru a fi înregistrat la cultura de Floarea Soarelui, molecula Arylex, pe care o știm din foarte multe erbicide cu aplicare la cereale, la rapiță, cum este Corveto, o regăsim de această dată singură în produsul care se numește Vibala și care este omologat special pentru Floarea Soarelui. Deci Arylex la Floarea Soarelui vine în completarea spectrului de combatere a tehnologiilor existente Express și respectiv Clearfield, deoarece știm cu toții niciuna din aceste două tehnologii nu combate ambrozia și cânepa, în primul rând, care sunt două burieni problemă în cultura de Floarea Soarelui. De aceea a fost nevoie de acest Arylex de Vibala, un litru pe hectar, care completează spectrul de combatere atât al erbicidului Express cât și a erbicidului Pulsar. Un litru pe hectar, până când anume poate fi aplicat? Un litru pe hectar se poate aplica de la 2, 4, inclusiv 6 frunze la Floarea Soarelui. Nu avem restricție sau de aplicare la Floarea Soarelui, doar că planta de cultură dezvoltându-se foarte rapid în primele faze de vegetație poate acoperi rândurile și poate acoperi buruienile, iar erbicidul nu mai cade exact pe buruiana problemă. Acesta este motivul pentru care se recomandă în primele faze de vegetație, dar trebuie știut la o săptămână după ce am aplicat Express sau Pulsar. Toate aceste amănunte tehnice vor fi expuse la o lansare a celor trei produse pe care o vom avea în 28 februarie într-o locație din București foarte cunoscută, unde sperăm ca un mare număr de fermieri să vină și să asiste la expunerile tehnice a celor trei produse Focus noi ale companiei noastre. Iată, deci o invitație deschisă pentru toți cei interesați de noutăți și de performanță în fermă până la urma urmei. Noutăți în fiecare an, după cum spuneam, ar fi noutăți și pe partea de hibriz, la Floarea Soarelui, la Porumb, sau tot în cadrul acestei lansări le vom afla? Nu vom vorbi în cadrul acestei lansări despre portofoliul de semințe, pentru că deja putem spune că semințele sunt în depozitele distribuitorilor și de acolo cu dedicație spre fermierii care le-au comandat deja, deci sămânța este 100% comandată și pe voucherele colegilor noștri volumele sunt vândute. Dar, într-adevăr, știm cu toții, avem fiecare an venim cu hibrizi noi și în acest an avem hibrizi noi la Porumb cât și la Floarea Soarelui, cu performanțe din ce în ce mai mari, pentru că aceasta este ceea ce își doresc fermierii, producții mai mari pe hectar. Vă mulțumim pentru aceste detalii. Cu siguranță vom fi prezenți și la lansare și sper că și în câmp să vedem și rezultatele acestor noi produse. Cu siguranță în toată primăvara și vara vom avea evenimente în câmp unde fermierii vor vedea că ceea ce le spunem noi acum se adeverește cu siguranță în fermele lor.